Ieri dimineața a avut loc un accident grav de circulație, unde o femeie a fost lovită în plin de un șofer chiar pe trecerea de pietoni. O conducătoare auto de 44 de ani din Cluj-Napoca a surprins și accidentat o femeie de 38 de ani care traversa pe trecerea de pietoni. Femeia de 38 de ani a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj. Victima a fost transportată de îndată la urgențe, dar nu înainte de a-i se oferi primul ajutor. Deocamdată nu se cunosc detalii despre situația femeii accidentate. Conducătoarea auto care a produs accidentul este începătoare, având permisul de numai 11 luni. Cu toate acestea, polițiștii au înaintat cercetări pentru a identifica circumstanțele în care a avut loc impactul.